Decanii facultăților de teologie din Patriarhia Română s-au întrunit astăzi la Centrul de Restaurare, Conservare, Patrimoniu și Vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei, în cadrul simpozionului cu tema Facultatea de Teologie, Statut Academic și Misiune Eclesială. Aceste două evenimente de marcă pe care le realizăm în această perioadă sunt organizate cu ocazia împlinirii a 25 de ani de existență de către Facultatea noastră de Teologie Ortodoxă din Craiova. Avem două evenimente de marcă, Colegiul Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română și Simpozionul Internațional Facultatea de Teologie, Statut Academic și Misiune Eclesială. Spune că ambele sunt mână în mână, pentru că ambele evenimente încearcă, își dau silința să scoată în evidență simbioza dintre didactic și duhovnicesc, simbioză pe care Facultatea de Teologie o realizează. Evenimentul reunește nume importante, ierarhi și teologi ai bisericii noastre, profesori universitari din centre academice de renume din țară și din străinătate, oamenii de cultură, clerici, monahi, doctoranți, masteranți și studenți. Facultatea de Teologie nu lucrează 5 zile. Lucrează și sâmbătă și duminică, pentru că este practica religioasă. Acolo este lucrarea practică de întrupare a învățăturilor pe care le-ai deprins pe băncile facultății tale. Și atunci, orice teolog, orice dascăl de teologie, trebuie să aibă și acest angajament față de Sfânta Liturghie. Când zic Sfântă Liturghie, nu mă refer doar la slujba de la 10 la 12. Uitați-vă la sensul complet al termenului liturgon, și vedeți că sunt laudele bisericii. Nu trebuie să excedăm, dar uneori trebuie să facem și din laudele bisericii ca să vadă, ca să trăiască, ca să simtă frumusețea studentul. Și ar fi bine ca în acest angajament al celor din facultățile de teologie, în acest angajament față de Sfânta Liturghie, slujitorul să fie dascăl.